Bună seara! Numele meu este Raul și astăzi am să vă vorbesc despre frica de eșec. Frica este lipsa de curaj și sentimentul de vulnerabilitate pe care aceasta îl provoacă. Câți dintre voi ați simțit ce este frica? Câți dintre voi ați simțit că frica este un zid care vă oprește pe voi în a vă realiza obiectivele impuse? Câți dintre voi ați simțit că frica este un obstacol care vă oprește pe voi în a vă cunoaște limitele, în a vă dezvolta calitățile sau chiar a experimenta sau a învăța anumite lucruri? Majoritatea oamenilor nu reușesc, nu din lipsa învățăturii sau din cauza remușcărilor, ci din cauza fricii care nu îi lasă să facă următorul pas. De obicei, de ceea ce ne este cel mai mult frică, este ceea ce trebuie să facem. Multe persoane renunță să înfrunte viața pentru că nu vor să lupte. Scuzați, am puțin emoții. Trebuie să învățăm să facem față renunțării, pentru că renunțarea întotdeauna ne fură fericirea. Este foarte important să știți cui alegeți să dai prioritate în viață, puterii sau fricii. Lucrurile din viața mea, sau mai bine zis, întâmplările din viața mea, mi-au produs această frică. Eu fiind de mic crescut doar de mamă și părăsit de tată, am pășit în această lume cam nepregătit. Nu știam prea multe lucruri. A trebuit să mă descurc și să gestionez anumite situații singur. Lucrul acesta m-a învățat să fiu mai puternic, să nu renunț, dar faptul că frica m-a cuprins și am lăsat să mă conducă, mi-a transmis într-un anumit fel renunță. Lupți degeaba. Însă eu mi-am spus nu renunț. Sunt un luptător. Nu renunț pentru că pentru că vreau să demonstrez lumii că sunt puternic și că nu voi renunța. Este foarte important să gândiți pozitiv și să lăsați sentimentele pozitive să vă cuprindă. Să aveți încredere în voi și în propriile voastre forțe, să luptați până la capăt și să nu renunțați la visele voastre. Mi-am uitat puțin ideea. Lumea din jurul meu, făcând o paranteză, spre exemplu, lumea din jurul meu nu credea că voi reuși, spre exemplu, în sport. Eu, antrenându-mă în condiții grele și neavând parte de susținere financiară, am decis să nu renunț, să nu las frica să mă conducă și nu am lăsat nici teama de eșec să mă conducă, pentru că lumea spunea și nu avea încredere în mine că voi reuși. Iar faptul acesta că nu am renunțat, că am luptat până la capăt și că am continuat să lupt cu orice mijloc l-am avut la îndemână, am reușit să câștig și să devin campion. Deci, este foarte important să gândiți pozitiv, să aveți încredere în propriile voastre forțe și cel puțin să încercați, chiar dacă nu aveți încredere că veți reuși, cel puțin să încercați, pentru că este posibil apoi să trăiți cu regretul că nu ați încercat să faceți lucruri pe care vi l-ați dorit.
În concluzie, frica este doar un obstacol în calea voastră, un obstacol în calea, în calea deplinirii viselor voastre. Un obstacol între voi și experiențele sau evenimentele pe care le-ați putea trăi. Luptați cu toată forța, aveți încredere în propriile voastre forțe și nu renunțați.